Ascuns între Marte și Jupiter, cel mai mare asteroid Psyche 16, este unul dintre singurii asteroizi despre care se crede din punctul de vedere al oamenilor de știință că este format în cea mai mare parte din metal. Cercetătorii din cadrul NASA și Universității de Stat din Arizona vor să trimită o sondă spațială numită Orbiter care să cerceteze corpul spațial din apropiere. Nu am explorat niciodată un asemenea teren și ar putea fi singura piesă din puzzle care ne-ar putea ajuta să înțelegem cu exactitate ce se află în centrul Pământului. Vizitarea asteroizilor nu este ceva nou în domeniul explorărilor spațiale. Asteroizii Vesta, Cere, Ryugu și Benu au fost primele destinații ale acestui tip de misiuni galactice, iar din punct de vedere al caracteristicilor, toți au fost în mare parte la fel. De obicei sunt doar niște roci sufocante care plutesc fără nicio destinație prin cosmos, ca niște rămășițe rezultate în urma coliziunilor altor corpuri spațiale. Însă Psyche 16 este unic. Investigatorul principal în cadrul misiunii Lindy Elkins a declarat astfel: Suntem destul de siguri că este format în mare parte din metale precum fierul și nichelul. Sunt foarte puține astfel de corpuri în centurile de asteroizi din sistemul nostru solar care să fie format în cea mai mare parte din metal. Prin urmare, este un nou tip de explorare spațială, una pe care omenirea nu a mai efectuat o niciodată. Deci proprietățile pe care le are aliajul de fier nichel ale acestui asteroid sunt ceea ce îl face special, mai ales pentru că aceste elemente se găsesc deseori în interiorul nucleului planetelor terestre sau stâncoase, cum ar fi Pământul. Dar nucleul Pământului se află la o distanță greu de atins, iar până la stratul nucleului interior ar fi destrăbătut o distanță de 6371 de kilometri. Însă, din fericire, Psyche 16 se află pur și simplu afară, gata să fie explorat. Cercetătorii suspectează că asteroidul este de fapt un nucleu expus al unei protoplanete, adică o planetă care se află în primele stagii ale formării sale. Cel mai probabil Psyche și-a pierdut cea mai mare parte a suprafeței stâncoase în urma unei coliziuni violente la începutul evoluției sistemului nostru solar. Cel puțin, acestea sunt cele mai bune ipoteze oferite de oamenii de știință în momentul de față. Tot Lindy Elkins a declarat într-un interviu, cea mai mare problemă constă în faptul că nimeni nu a văzut exact cum arată asteroidul Psiche. În realitate, el a fost observat de cercetători mai mult sub forma unui punct luminos în spațiu. Chiar și pe imaginile înregistrate de telescopul Hubble, acesta apare doar sub forma a doi pixeli. Așadar, avem o idee despre masa, forma și mărimea sa, însă nimeni nu știe precis cum arată această lume de metal a asteroidului. Astfel, atunci când nava spațială robotizată va ajunge pe orbita lui Psiche, o să înregistreze și imagini pe care le va trimite înapoi pe Pământ. Vrem să fim siguri că toată lumea de pe planetă va vedea acele fotografii odată ce au fost înregistrate pentru ca în cele din urmă tot să putem spune ce este asta și să ne dăm seama cum arată acel punct luminos de aproape. Toată această afirmație duce la o altă întrebare care sunt sigur că vă pune în dificultate chiar acum. Dacă n-am mai întâlnit niciodată un corp spațial metalic ca acesta, atunci cum o să-l explorăm? Ei bine, echipa care cercetează acest asteroid a acceptat această provocare folosind cel mai bun set de instrumente valabile în prezent. Lindy Elkins a spus: Bineînțeles că o să trimitem camere de înregistrat pentru că trebuie să vedem cu ochii noștri toată operațiunea, iar alături de asta o să folosim și magnetometre. Dacă are semnătura unui câmp magnetic, atunci cu siguranță a fost cândva partea nucleului unei mici protoplanete, probabil o planetă foarte tânără, care nu a apucat niciodată să se formeze complet și să se alăture celorlalte planete din sistemul nostru solar. Apoi o să folosim și uimitorul instrument numit spectrometrul de raze gamma și neutroni. Acesta este creat de o echipă foarte bună de cercetători din cadrul Laboratorului de Fizică Aplicată al Universității John Hopkins. Instrumentul va putea înregistra compoziția suprafeței asteroidului, măsurând nivelul de radiații care vine din partea lui. Spectroscopia cu raze gamma și neutroni este o tehnică folosită des pentru măsurarea compoziției corpurilor planetare. Această metodă a avut succes atunci când a fost folosită în analizarea lunii, lui Marte, Mercur, chiar și alți asteroizi, cum ar fi Vesta sau Ceres. Lindy Elkins a descris și modul de funcționare al acestei metode. În spațiu se găsesc raze cosmice intergalactice sub forma unor particule radioactive cu o încărcătură energetică mare care zboară peste tot în sistemul nostru solar și bombardează toate planetele, inclusiv Pământul. Acum pe psișe, atunci când razele cosmice lovesc suprafața sa, atomii loviți de acele particule radioactive cedează în schimb raze gamma sau un neutron, iar energia rezultată indică exact ce fel de atom a fost lovit de razele cosmice. Progresele tehnologice de acest fel se petrec tot timpul. Se vorbește despre o nouă modalitate de comunicare în timpul misiunii Psiche, numite comunicații optice, în adâncul spațiului. Această metodă va testa comunicațiile dintre navele spațiale folosind fotonii din lasere în locul undelor radio. Atunci când metoda va fi completă, se așteaptă să poată trimite date de cel puțin 10 ori mai rapid decât strategiile de comunicare din prezent. Acest fel de progrese tehnologice ne-ar putea ajuta chiar și în procesul de terraformare al planetelor. Așadar, cercetătorii au multe instrumente la dispoziție în adâncul tranșeelor de antrenament care îi pregătesc pentru misiunea spațială unică. Așteptările și ambițiile sunt foarte mari pentru echipa misiunii Psyche. Data de lansare din anul 2022 se apropie cu rapiditate, iar membrii sunt gata să-și împărtășească entuziasmul cu toată lumea. Liderul echipei, Lindy Elkins, a declarat că lucrul de care suntem cel mai mult entuziasmați în ceea ce privește misiunea în sine este să vedem ceva nemai întâlnit, să vedem ceva cu care omenirea nu a mai avut niciodată vreo legătură să putem înregistra imagini ale obiectului spațial din sistemul nostru solar care ar putea lărgi perspectivele omenești asupra lumii înconjurătoare. Cred că explorarea lucrurilor unice și nemai văzute este adânc înrădăcinată în ființa umană, la fel ca abilitățile necesare pentru construirea unei asemenea navete spațiale robotizate este atât de complicat încât nicio persoană nu poate înțelege problemele care intervin în încercarea de a trimite prin sistemul solar o navetă plină cu astronauți care să poată înregistra date prețioase pe care să le aducă înapoi pe pământ. Cred că este un lucru care ne inspiră și ne dă curaj tuturor celor de pe pământ. Cu siguranță o să putem face mai mult cu viețile noastre dacă putem duce această misiune spațială la bun sfârșit. Acestea sunt cele mai mari așteptări pe care le am de la echipa mea. Vreau să inspire oamenii de pe Pământ. Să sperăm că oamenii de știință, alături de astronauții înrolați pentru a face parte din cadrul acestei misiuni spațiale, nu vor întâmpina nicio dificultate și totul va decurge conform planului stabilit. Poate că acest lucru ne va ajuta foarte mult să aflăm toate informațiile lipsă cu privire la formarea planetei noastre și nu numai. Voi ce credeți, va fi această misiune benefică pentru omenire? Vreți să mai vorbim și despre alte misiuni de acest fel? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. De asemenea, nu uitați să apăsați butonul de like. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cum un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!